Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne vorbească în seara asta. Haideți să ne ridicăm în picioare, să deschidem Biblia la Matei, capitolul 28, începând cu versetul 16 până la 20 inclusiv. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Probabil și dumneavoastră, la fel ca mine, ați văzut în voi, dar și în alții, o tendință după comoditate. O tendință după confort. Numai ce am terminat 4 ani de facultate, sunt și alții care au terminat, probabil au terminat liceul sau... și sunt la o răscruce de drumuri. Și chiar pe finalul facultății am văzut mai mulți în situația mea. Ce o să faci după ce termin? Și cei mai mulți tind după ceva mai ușor, ceva mai confortabil, ceva mai sigur. Și probabil asta e o tendință naturală a tuturor. Și nu vreau să spun că este ceva rău. Probabil ne-am uitat și vedem că oamenii aleargă mai mult după să aibă casa lor, banii lor, mașina, o mașină mai sigură, o casă mai bună, haine mai frumoase și să fie bine. Și m-am plimbat acum câteva, o săptămână în urmă, m-am plimbat prin mai multe țări și am întâlnit comunități de români prin Belgia, Austria, Anglia și pe aici prin Italia, în alte zone. Și am văzut cumva și asta a fost să se nască și în mine, o dorință după a avea anumite posesiuni. Și nu-i rău asta. E rău când punem asta mai presus de chemarea lui Dumnezeu. Avem aici în pasajul de față o misiune pe care Domnul Iisus Hristos ne-o lansează. Gândiți-vă, poate spuneți, ce versetele astea sunt importante pentru pastor, pentru prezbiter, pentru cei din conducerea bisericii. Ei trebuie să facă ucenici. Probabil toți de aici, dacă ne uităm și ne gândim, toți ne numim sau ne autonumim ucenici al lui Dumnezeu. Și această trimitere este făcută cui? Uitați-vă la cine se adresează Iisus. Se adresează ucenicilor. Celor de atunci și celor de acum. Nouă. Și cred că este foarte importantă și momentul în care el situează această relatare, această mare trimitere. Gândiți-vă un părinte înaintea de despărțire cu copiii lui. Poate pe patul morții sau când, la un moment dat în care se desparte pentru o perioadă mai lungă de copiii lui. Stă, se gândește și pune cap la cap acele cuvinte, acele vorbe care odată spuse, nu doar să zboare și să meargă undeva în vânt, să ajungă la mintea și la inima copiilor lui. Se aduc aminte poate tot restul vieții, să nu facă aia când a spus tata, sau mai bine să fac așa pentru că tata, care îmi vrea binele, mi-a spus asta. Domnul Iisus, tind să cred că face la fel. După toată misiunea care are pe pământ, ce face? A venit pe pământ, a avut o lucrare pe pământ, s-a dat ca jertfă, a înviat și nu se înalță până nu face un lucru. Își strânge ucenicii, oamenii apropiați și le dă o poruncă. Mergeți și faceți ucenici. Probabil este una dintre cele mai importante misiuni pe care o dă. Și din pasajul de față vedem că misiunea ucenicilor este de a face ucenici. Misiunea bisericii. Dar dacă spun biserică, probabil o să vă uitați la vecinul de lângă voi. Sau o să vă uitați la pastor. Nu. A fiecărui credincios este de a face ucenici. Indiferent că ești în vârstă, că ești tânăr, că ești
femeie, că ești fetiță, indiferent, Dumnezeu a pus și ne-a dat această misiune. Și tind să cred, și astăzi m-am gândit la asta, că putem lua un exemplu foarte frumos, cel al mamei și al tatălui, care investesc, de când se nasc copiii, investesc în viața lor. Cu ce beneficii? Nu prea multe. Investesc fără să câștige prea multe. Și ucenicia înseamnă să investești în celălalt fără să ai prea multe rezultate. Poate rezultate imediate. Înseamnă să te sacrifici pentru celălalt fără să ți se întoarcă imediat ceva. Dau 10 euro că primești ceva. Nu. Înseamnă să ții timpul tău. Să ții din nervii tăi, dacă să spunem așa, din resursele tale să investești într-un om. Haideți să ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu și să tragem câteva principii prin care putem să îndeplinim această misiune. În primul rând, Dumnezeu ne spune, duceți-vă. Iisus Hristos ne spune, duceți-vă. Și am numit primul pas pe care îl facem în a ne îndeplini misiunea, relaționează cu oameni. Spune, duceți-vă și faceți ucenici. Și putem să împărțim asta în două lucruri. Să mergem, să vestim Cuvântul lui Dumnezeu, dar un alt lucru și o alt fel de traducere spune mergând faceți ucenici. Adică trăind, mergând prin viața asta. Prin tot ceea ce faci, fă ucenici. Poate vei spune, pe mine nu m-a trimis Dumnezeu în Africa sau nu simt chemarea Lui sau în, nu știu, Asia. Nu. Dumnezeu aici ne spune tuturor. Mergând, faceți ucenici. Spunea Francesco d'Assisi, spunea la un moment dat, ucenicilor săi, erau numai Dumnezeu care s-a făcut ucenici. Pentru a răspândi, Cuvântul lui Dumnezeu a spus, mergeți și faceți ucenici sau propovăduiți Evanghelia și dacă mai trebuie, folosiți și cuvinte. Să fim foarte atenți, să nu ne uzăm nici partea vestirii, dar nici partea trăirii. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că suntem epistole vii. Și dacă tot am luat exemplul ăsta al mamei care face ucenici, vedem în Cuvântul lui Dumnezeu pe Apostolul Pavel, care îi numește pe Timotei copilul său. Îl numește pe Onisim copilul său. Și ce beneficii a avut de la Onisim? Asta era un fugar. Probabil își făcea numai berele dacă avea grijă de Onisim. De multe ori trebuie să ne punem între niște situații și să relaționăm cu oameni problemă. Stăteam de vorbă cu cineva zilele astea și îmi povestea un caz destul de dificil sau delicat de rezolvat în biserică. Și cei mai mulți oameni, din punctul lui de vedere, dar și din punctul meu de vedere, chiar și pastori, ar fi fugit de această problemă. Lăsăm lucrurile delicate pentru alții, sau numai Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne cheamă să fim împreună lucrători cu El. Ne cheamă să relaționăm cu oamenii, să luăm pe cineva lângă noi. Noi vedem de multe ori și dacă uităm în viața asta, vedem că un strungar, pentru a face un alt strungar, îl ia, își ia un ucenic lângă el și spune, uite, așa se pune piesa în strung, așa se face, se pornește și iar asta toate lucrurile astea. Dar noi de multe ori spunem altora, uite-te și tu în Biblie sau te la biserică și vezi cum se face cu credința asta, că eu nu prea reușesc. Acum spunem cu vorbele noastre, cam asta facem. Noi trebuie să arătăm oamenilor cum să, ce pas să facă. La fel cum un meseriaș transmite mai departe meseria, o dă mai departe. Vrem un lucru simplu sau un lucru pământesc, o meserie, vrem să o transmite sau trebuie transmisă prin o relaționare, printr-un timp petrecut împreună, se arăți, se arăți, uite așa se face, să greșească, să încerce și el. Dar viața de credință, de ce o lăsăm tot timpul în mâna bisericii? Și când spunem biserică, spunem locul de la biserică. Noi suntem biserică. Haideți să ne însușim acest lucru, să relaționăm cu oamenii. Și pentru a relaționa cu oamenii trebuie să fim niște oameni care să arate ceva. Eram într-o zi și am mers la piață, probabil aici mai puțin să mergi la piață, eram în București și căutam să cumpăr niște roșii. Și merg pe acolo și cercam cele mai ieftine și cele mai bune, cum suntem majoritatea. Și la un moment dat, la un nene, am pus mâna pe mai multe roșii. Păi ce poți să te la mine? Că strici toate roșii, deci nici nu le cumperi măcar. Și eu am undeva pe ele, am răspuns, a zis, stă la piață aici, dacă era la supermercat, o înțeleg, nu le...
Dar este de la piață, încercăm marfa, nu știu ce, și m-am luat în gură cu el, la un moment dat m-am așa am plecat, eu cu dreptatea mea, cu dreptatea lui, supărat amândoi. Și mă duc și mă depărtez puțin și cred că Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat și îmi spune, măi, n-ai făcut bine ce ai făcut. Nu știu eu cine e, dar cum n-ai demonstrat că ești un copil al meu. Nu în fața oamenilor, cu oamenii nu știu, probabil, la piață sunt de cunoaște, dar în fața mea n-ai demonstrat că ești copilul meu. Și mai rușinat, mai cu inima în dinți, am luat niște bani, cât valora 2 kg de roșii și am mers înapoi, am spus, îmi pare rău că am reacționat așa, n-am făcut bine ce am făcut, uite, vreau să cumpăr roșii alea pe care le-am stricat. Am dat bani, și îmi pare și mie rău că m-am luat în gură cu tine și mi-a pus roșii, mi-a pus castraveți, că ia să fim prieteni și... Un simplu gest te face să intri nu doar în grație de oameni, te face ca omul să vadă în tine ceva deosebit. Face să vadă în tine că tu ești altceva. Cred cu siguranță că s-a mai întâmplat la piață să se mai certe cu cineva. Și probabil au rămas amândoi certați. Dacă vine ceva deosebit, ceva care este mai mult decât un om normal. Cuvântul lui Dumnezeu spune că ce face farmecul unui om este averea lui, este statura lui, freza lui, banii lui, nu, este bunătatea. Și ca să relaționezi cu cineva, trebuie să fii cât de cât fermecător. Sau ca oamenii să te caute, trebuie să fii fermecător. Haideți să fim plini de bunătate și să ne zică oamenii, ăsta e un om bun, vreau să-l am în apropiere. Vreau să relaționez cu el, am ce învăța de la el. Nu un om bun de ăla, cum se spune la cimitir, a fost un om bun. Ca tot un... Nu, să fim un om deosebit. Un om al Dumnezeu. Un om care să placă celorlalți oameni. Poate vom spune că noi, ce, trebuie să facem înaintea lui Dumnezeu, nu mă interesează ce cred oamenii. Cuvântul lui Dumnezeu spune, un nume bun este mai de preț decât o mare bogăție. Îți dai seama, o bogăție mare. Cine și-ar dori o bogăție? Poate mai mult decât un nume bun. Cuvântul lui Dumnezeu spune, un nume bun este... Și probabil ați văzut asta și de multe ori ne se întâmplă, pentru că am fost niște oameni cât de cât buni. Avem... Beneficiem de pe urma acestei bunătăți, care probabil nu vine de la noi, cu siguranță vine de la noi, vine de la Duhul Dumnezeu care ne transformă. Haideți să fim niște oameni buni, niște oameni care să aibă ce da celorlalți, niște oameni care ceilalți să-L caute. Și prin această relaționare vom putea să influențăm. Nu știu cine e vecinul tău sau cine e colegul tău de muncă, dar dacă nu ai o trăire, pot să spun exemplară, va fi greu să aduci la Dumnezeu. M-a întristat când mi-a spus sora mea despre o femeie care nu e creștină. Mi-a spus, vezi că sunt niște pocăi de-a voștri care fac credința de râs, sau fac pe Dumnezeu vostru de râs. Vă dați seama să zică cineva, un om din lume, că un pocăit face credința de râs, sau face comunitatea voastră de râs. Haideți să fim acei oameni care să aibă ce da celorlalți. Și probabil de multe ori credem că dacă am nu știu câtă știință, câtă carte, cât știu eu cât am citit, cât m-am informat, asta trebuie să dăm altora. În primul rând trebuie să fie persoana noastră care se transmite. Vedem că Iisus Hristos și-a luat niște oameni lângă El. Niște oameni care L-au văzut când predica, niște oameni care L-au văzut când s-a mâniat, când a intrat în templu. Este greu să ai pe cineva în jurul tău când faci treburile casei. Este greu să ai pe cineva în jurul tău când nu ești la biserică, când nu ai costumul de biserică. Haideți să fim vulnerabili. Să arătăm că suntem oameni. De multe ori, oamenii care nu sunt pocăiți, nu sunt creștini, zic, mă, eu am prea multe ale mele, prea greșit, prea asta, nu pot să mă compar cu voi sau să mă adun cu voi, că sunt prea sfinți. Să arătăm că și noi suntem oameni, am luat slăbiciunile noastre, dar să vadă că atunci când se întâmplă ceva, noi acționăm diferit. Nu ne mâniem, ne trebuie să ne mâniem, nu ne pierdem speranța, când trebuie să ne pierdem speranța, din punct de vedere lumea. Haideți să relaționăm cu oamenii pentru a duce la biserică. Era un frate care îmi spunea că avea un vecin de casă nepocăit. Și a gândit, măi, trebuie să fac ceva să-l influențez pe omul ăsta. Și a spus, hai să pregătesc un grătar. Tot un grătar l-am invitat.
Vecinul s-a simțit dator și m-a invitat înapoi. Și a făcut... Și am început să încheie o relație. După mai multe întâlniri, de felul acesta, am început să discuteze despre Dumnezeu. Și fratele putea să stea 6 luni în țara lui și 6 luni la misionar. Eram misionar. Și în timpul 6 luni care a lipsit, vecinul lui a luat un caiet, a citit Biblia și a umplut 30 de pagini cu întrebări. Și când s-a întors înapoi, a spus, uite, spune-mi, ce înseamnă asta, cum e asta, cum se întâmplă asta? Și a avut întrebări. Și cu timpul, omul ăsta care nu era căsătorit, trăia împreună cu partenera lui și nu era căsătorit, trăia un păcat. Omul ăsta singur, fără ca cineva să-i spună, doar cu Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu care l-a cercetat, a spus că vrea să căsătorească. Și prin simplu fapt că relaționăm și suntem un exemplu și propovăduim Evanghelia prin faptele și vorbele noastre, oamenii se întorc la Dumnezeu. Și sunt bucuros de grupul de surori care se fac, sau grupurile de surori care sunt în biserica asta. Sunt alți tineri care se implică în altfel de grupuri. Grupuri care au ca scop ucenicizarea celorlalți. Chiar dacă nu facem parte din grupurile astea, haideți să încercăm om la om. Îți iei un vecin, îți propui, te rogi pentru el, poate are o inimă mai împietrită. Haideți să încercăm să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Nu degeaba Iisus Hristos a lăsat asta pe final. Nu degeaba. Spune, de multe ori spune, înlocuim lucrul ăsta. Păi venim la biserică, facem, am investit, dăm bani și asta. Spune, cuvântul lui Dumnezeu, mai de preț decât orice, sau de multe jertfe, este ascultarea. Haideți să fim ascultători, care este lucru mai de preț decât oricare sacrificiu pe care l-am fi făcut noi. Apoi un alt lucru pe care îi spune Iisus, spune, faceți ucenici botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum nu vă trimit să-i botezați pe oameni, ci un alt lucru. Un om al lui Dumnezeu spunea că botezul este acel act sau eveniment public prin care omul intră să facă parte din comunitatea vizibilă a lui Dumnezeu. Practic, botezul este intrarea în biserică. Hai să ajungem la biserică ca să vadă ce înseamnă biserica, să vadă ce înseamnă rânduiala bisericii și pe lângă ceea ce ai făcut tu, în biserică se mai produce un tip de ucenicie, ucenicizare. Și aici, când va fi timpul botezului, vor fi frații ordinați care să-l boteze. Dar nu și aici la biserică ca să vadă ce înseamnă biserica, să vadă ce înseamnă comunitatea lui Dumnezeu. Botezul înseamnă intrarea în biserică. Nu înseamnă după ce l-ai instruit, după ce a ajuns la culme, după ce e plin de Biblie, îl botezi. Nu, înseamnă un pas pe care îl face pe drumul credinței. Intrarea pe drumul credinței, să spunem așa. Hai să ajungem la biserică și probabil îl aducem la biserică înainte să arătăm caracterul nostru, înainte să fim oameni buni. Probabil îl chemăm la biserică pe om când nu ne-a comportat cum trebuie și cel mai probabil ne refuză. Dar haide, în urma investiției pe care am făcut-o noi în el, să ajungem la biserică. Hai să ajungem la biserică ca să poată vedea, cum e trupul lui Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cum își vor da seama oamenii că sunteți copiii mei? Cum își vor da seama? Dacă vă iubiți unii pe alții. Este foarte greu să ajungi la biserică dacă ai vorbit biserica de rău. Țin minte că un băiat nu vrea să meargă să se boteze, deși l-a acceptat pe Hristos în inima lui și își dorea părtășia cu creștini, nu vrea să meargă să se boteze pentru că prietenii lui vorbeau de rău biserica. Vorbeau de rău pe pastor. Ăla nu-i bun, ăla în loc să facă aia, face aia. Nu alte lucruri, dar îl puneau într-o umbră negativă. Haideți să nu vorbim de rău biserica. Suntem oameni și probabil căutăm biserica perfectă. Cineva spunea că atunci când găsești biserica perfectă și vrei să te alături ei, adică mergi să faci parte din biserica aia, biserica devine imperfectă, pentru că tu ai mers în biserica aia. Haideți să încercăm să aducem cât mai multă valoare în biserica pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Haideți să
Nu vreau să spun să ridicați un slăbi pe cine nu merge, dar nu, să încercăm să accentuăm partea aia bună. Să încercăm să accentuăm beneficiile. Și Dumnezeu ne-a lăsat să trăim în biserică. De multe ori noi credem că dacă eu mă mântuiesc pe mine, am rezolvat-o. Nu. Dumnezeu vrea ca să mântuie biserica asta. Vrea să mântuie trupul său, care Iisus Hristos este capul bisericii. Și îi pasă de fiecare din biserică. Chiar dacă unul este mai rău, unul mai bun, El vrea ca toți să fie mântuiți. Haideți să facem acest lucru, să aducem la biserică. Apoi, un alt lucru pe care ne spune Iisus, spune și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Haideți să ne ocupăm de creșterea lor. O să putem să investim în toți, dar în cineva poți. În cineva poți. Și știți ce-i frumos? Pentru că dacă vom proceda așa, dacă vom face acești pași în ucenicie, ucenicizare, vom avea oameni și creștini maturi, vom avea o biserică matură. De multe ori poate ne împiedicăm în anumite lucruri, de multe ori ne concentrăm pe lucruri mărunte. Vreau să facem lucruri măreți la care ne-a chemat Dumnezeu. De ce? Pentru că nu ne interesează. Eu le știu, eu am crescut, eu asta, fiecare cu a lui. Nu, Dumnezeu vrea ca o mână să spele pe cealaltă. Vrea ca atunci când un mădular e cu o problemă, când e rănit, ceilalți să caute vindecarea lui. Este cel mai ușor să-l lepezi pe cineva care a greșit. Este cel mai ușor ca să dai cu piciorul. Vezi tu de treaba ta și cumva o să te mântuie Dumnezeu. Dar noi vrem oameni sfinți în biserică. Felul nostru să fie sfințirea, dar să nu uitați că suntem oameni. Suntem oameni și mulți greșim. Haideți să căutăm să învățăm. Să învățăm să nu doar câteva lucruri, să învățăm să păzească tot ce ne-a poruncit Hristos. Tot ce ne-a poruncit Dumnezeu în Sfânta Scriptură. De foarte multe ori mi s-a întâmplat să merg în anumite biserici și să fie frați care sunt parcă setați pe aceeași învățătură. Și nu de trei lucruri să se lege. Tot alea, asta. Să mă duc o dată tot de la, parcă nu știu că am mai fost acolo. Nu, haideți să încercăm să fim cât mai darnici din cine la Dumnezeu. Pentru asta înseamnă că noi trebuie să învățăm, noi trebuie să cunoaștem. Pavel îi spune lui Timotei că ce ai auzit de la mine, ce ai învățat de la mine, încredințează la oameni de încredere, care să fie stare să învețe pe alții. Fă ucenici, care la rândul lor să facă ucenici. Și ce este frumos datorită ascultării lui Dumnezeu, ce se va întâmpla datorită ascultării lui Dumnezeu de a împlini marea trimitere, de a face ucenici, este că vom avea o biserică plină, oameni plini de Duhul lui Dumnezeu, oameni maturi, ceea ce căutăm cu toții, ceea ce vrem cu toții. Haideți să, dacă nu o facem din ascultarea de Dumnezeu, haideți să o facem pentru că vom vedea beneficii. Vom vedea beneficii. Vrem o biserică mare, hai să facem asta. Spune cuvântul Dumnezeu că unii predică din slavă de șar, dar Dumnezeu până la urmă face ca cuvântul Lui să schimbe oameni. Haideți să aducem la biserică oameni pe care noi am ucenicizat. Să ne uităm în jurul nostru și spunem, uite, El a venit la biserică pentru că Dumnezeu a lucrat prin mine și a venit la biserică. Câți dintre noi putem spune asta aici? Probabil trebuie să ne rușinăm cei mai mulți. Spune, măi, am încercat, dar nu prea, cu prea multe rezultate. Haideți să ne luăm acest angajament că vom asculta de porunca lui Dumnezeu. Că vom asculta și vreau să cred că în scurt timp lângă noi va fi cineva care l-am adus la biserică. Puteți să vă lăudați cu asta. Uite, am adus 10 oameni la biserică și cred că Dumnezeu nu se va supăra dacă vă lăuda cu suflete care au fost câștigate prin voi. Haideți împreună să ne facem acest angajament. Să ne luăm acest angajament de a investi în ceilalți. De a investi cât mai mult. De a relaționa cu ei în primul rând, apoi de a-i aduce la biserică, de a-i include în viața bisericii. Și apoi să ne ocupăm de creșterea lor. Noi ne ocupăm de creșterea lor, dar și biserica, frații care sunt aici, se vor ocupa.
Haideți să facem lucrul ăsta. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Daniel 12 cu 3, spune: cei care au învățat pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele. Dacă ne gândim și la o răsplată pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o, vor străluci ca stelele. Poate faptul că Iisus Hristos a lăsat-o pe finala asta și ne-a dat-o ca ultimă învățătură, poate că o biserică care se va umple nu te motivează. Vreau să vă spun că 2 ani de zile, în timp ce eram în România la școală, 2 ani de zile în paralel cu școala, am fost implicat într-o lucrare a lui Dumnezeu care accentuează foarte mult ucenicizarea. Și nu doar că o accentuează foarte mult, ci o folosește ca tratament. Sunt niște băieți, și probabil din plină Italia și România la fel, oameni care nu am dat 2 bani pe ei. Oameni care unii s-au născut pe străzi, boschetari, unii datorită plăcerii sau alergarea după plăcere, după destrăbălare, au ajuns să fie robiți de alcool, de droguri și doctorii și oamenii nu le mai dau șansă. Te-am luat așa face. Îți dă multe și după aia când vine plata, nu mai lasă nicio șansă. Te bagă în disperare. Oameni care cândva erau pe o treaptă înaltă a societății, acum sunt zero, gunoaie. Și oameni care îi resping, care îmi spunea un băiat din centrul ăsta, în centru, în România, spunea, mergeam în bloc și când mă vedeau vecinele sau băbuțele, în loc să ia liftul, alergau pe scări cu plasele în mână, de frica mea. Și pe oamenii ăștia, Dumnezeu îi schimbă folosind ucenicizarea. Dacă, din punct de vedere medical, șansele sunt aproape zero, la Dumnezeu șansele sunt mult mai mari. Și ce al omului e imposibil, la Dumnezeu e posibil. Și El folosește acest lucru, acest proces. Pentru că e un întreg proces. Un întreg proces în care te sacrifici. Un întreg proces în care investești. Și poate dau cu piciorul mult la El. Dar tu trebuie, datorită chemării și trimiterii pe care ți-a făcut Dumnezeu, să continui să faci. Și am văzut o grămadă de tineri care, din drogați, boschetari, au devenit oameni al lui Dumnezeu. Au devenit oameni al lui Dumnezeu. Oameni care au fost transformați profund, care la rândul lor merg și vestesc pe Dumnezeu. Care la rândul lor fac o lucrare, care la rândul lor fac ucenici. De ce? Pentru că cineva, cândva, și-a luat timp și-a investit. Cineva și-a luat timp, din timpul lui prețios, și-a investit în el. Poate întreaga viață nu o să știe cum să-i mulțumească acelui om. Dar prin simplu fapt că el trăiește conform standardelor lui Dumnezeu, prin simplu fapt că el face ucenici, cred că ajunge ca răsplată. Haideți și noi toți care suntem aici să ne luăm. Indiferent că investim în colegul nostru de școală, de muncă, indiferent dacă investim în frații noștri, mă gândeam astăzi că poate spun despre ucenicizare, poate spun că am făcut 2 ani de ucenicizare, dar de multe ori mai încape ucenicizarea, mai încape, să mai faci. Haideți să investim. Știu că părinții de obicei fac asta și poate doar statutul de părinte îl face să facă ucenicizare cu copilul lui, dar haideți să fim implicați mai mult de atât. Haideți să luăm, să petrecem timp cu frații noștri, copiii noștri, vecinii noștri. Și Dumnezeu ne va răsplăti. Dumnezeu va răsplăti acest lucru. Va face ca Biserica lui Hristos, Biserica sa să înflorească. Să fie o biserică care crește, poate văzând cu ochii. O biserică matură. Ce îmi place lucrul ăsta? Să vezi colegul tău ăla de muncă care nu dădea 2 bani pe el, care te înjura probabil, care râdea de tine, acum că vine la biserică. Dar fi o bucurie enormă. Nu doar pentru noi, și pentru cerul întreg să mă bucură. Acum vine în minte că aveam 2 colegi de muncă și râdeau de mine și ziceau, voi afară în prete,
nu știu ce, după aceea să vină la tine să ne ierți păcatele, ce facem noi, că noi ne distrăm, nu știu ce. Și râdeau ei, dar eu luam în glumă și nu băgam în seamă, nu mă atingea nimic. Și la un moment dat, când nu erau împreună, vine un dintre ei la mine și spune: măi, nu știu ce să mă fac, vreau să am o viață ca a ta, vreau să fiu altfel, vreau să, că, nu știu, simt că Dumnezeu mă lasă baltă și toate nălucile vin peste mine. Ce să fac? Zi-mi ce să fac ca să fiu ca tine. Nu eram eu exemplar și asta, dar l-a văzut ceva în mine, chiar ceva deosebit. Chiar dacă râdea de mine, la urmă, oamenii, chiar dacă vor râde de voi, își vor dori să fie ca voi. Haideți să rămânem cu acest lucru. Viața noastră trebuie să fie o binare a mai multor lucruri. Dacă uităm la viața lui Iisus Hristos, care este modelul nostru suprem, care El a făcut ucenici, El s-a botezat, El le-a învățat. Vedem că lucrarea sa este caracterizată de ce? O umblare și o învățare. Mergea și învăța. Adunea, hai să vă spun. Ba în barcă, ba cu pâinile, ba pe munte, predica de pe munte. Mergea și învăța. Chiar dacă era văzut rău de unii, că se relaționa cu cine nu trebuia din punctul lor de vedere, el a vrut și a ales munca de jos. A ales să aibă beneficii, nu să fie văzut bine. Beneficii nu pot personale, a împărăției lui Dumnezeu să beneficieze. Cel mai ușor să faci munca ușoară. Dar ca să iei cineva care are probleme, cineva care e văzut rău de ceilalți, e foarte greu. Pentru că și numele tău e pus la bătaie. Dar vrem să fim văzuți bine de oameni sau doar de oameni? Haideți să fim văzuți bine, în primul rând, de Dumnezeu. Și îmi place foarte mult versetul ăsta. Spune de înțelepți, spune de nu știu care, că vor străluci. Dar și cei care au învățat pe mulți să umble în neprihănire vor străluci castelele. Amin.